Dar el le-a vorbit îndată zicându-le: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Din Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 14, versetul 27. Preacuvioși, preacucernici, părinți, iubiți frați și surori, împreună rugători. Pericopa evanghelică rânduită să fie citită astăzi în cadrul Sfintei și Dumnezeștei Liturghii ne vorbește despre atitudinea pe care au avut-o apostolii în fața pericolului de a-și pierde viața. După minunea înmulțirii pâinilor, Hristos s-a retras într-un loc izolat, într-un loc de liniște, pentru a se ruga. Apostolii au primit acest îndemn de a se urca pe o barcă și de a traversa Marea Tiberiadei. Evanghelistul Matei ne spune faptul că Marea Tiberiadei era învolburată, era neliniștită. Menționând chiar și momentul temporal, la straja a patra sau pe vremea străjii a patra, adică undeva dimineața între 3 și 6, apostolii erau pe mare și dintr-o dată bărcuța lor era cât pe ce să fie înghițită de valurile și de neliniștea mării. Această neliniște a mării a fost cea care le-a strecurat în sufletele lor faptul că moartea este aproape și le este pusă în pericol viața lor, însăși viața lor. În inima acestei învolburări, undeva la depărtare, pe mare, văd pe cineva care mergea pe mare ca pe uscat. Ei s-au gândit că este o nălucă, o fantasmă, pentru că era imposibil de conceput ca o ființă omenească să sfideze legile fizicii și să poată să meargă pe mare. Ne putem închipui foarte ușor faptul că pe lângă neliniștea, frica pe care au avut-o apostolii văzându-și bărcuța lor plimbată dintr-o parte și în alta a valurilor mării, această frică din sufletul lor a fost amplificată și de acea nălucă, fantasmă pe care ei au văzut-o și se gândeau ce fel de duh poate să fie în depărtarea mării.
Hristos, ca Cel care este Dumnezeu și citește inimile oamenilor, le spune apostolilor să nu le fie frică. Îndrăzniți, eu sunt. Ei au recunoscut glasul lui Hristos și Petru, cel mai curajos dintre apostoli, am spune noi, îl pune la o probă pe Iisus, pe Dumnezeu omul. Dacă tu ești cel despre care spui, dacă ești Iisus, poruncește mie să vin înspre tine. Cu alte cuvinte, dă-mi și mie aceeași putere pe care o ai tu de a merge pe mare ca pe uscat. Fă un transfer de putere și asupra mea, ca în felul acesta eu să mă încredințez lăuntric, să am o probă evidentă că Tu ești Dumnezeu și poți lucra și asupra mea ca om. În această cerere a Sfântului Apostol Petru vedem, ca să mă exprim puțin elegant, puțină obrăznicie. Pentru că apostolii, pe lângă faptul că ei erau înfricoșați de valurile mării, de furtuna mării, și că bărcuța lor oricând putea să fie înghițită și viețile lor puse în pericol, au această cutezanță prin Petru, prin apostolul Petru, să-i ceară lui Dumnezeu și să-i spună: Doamne, fă Tu cumva o altă minune și poruncește-mi să vin înspre Tine. Ce învățăm noi din această atitudine a apostolilor? Faptul că ei nu și-au dat seama, n-au realizat că Dumnezeu întotdeauna se află în inima tragediei, în inima situațiilor care ni se par nouă imposibile, în inima situațiilor care ne clatină, să spunem, liniștea, în inima situațiilor în care simțim că parcă Dumnezeu nu ne învăluie cu prezența Sa. Nu este acolo unde noi am avea nevoie de El. Apostolii erau prea focusați, prea concentrați pe neliniștea mării, a furtunii, ceea ce era foarte firesc, decât pe faptul că Dumnezeu este acolo, în vârtejul acela al valurilor mării, și că doar El îi poate salva. Oricâtă pricepere, câtă dibăcie ar avea ei în calitate de pescari, în mod sigur n-au traversat Marea Tiberiadei pentru prima dată în noaptea în care Hristos a mers pe mare ca pe uscat. Aveau experiență, cunoșteau foarte bine cum să facă față unei situații de felul acesta, care le punea în pericol însăși viața, viața lor. Cu toate acestea, Dumnezeu le descoperă că oricât de priceput, oricât de profesionist ai fi, există o anumită limită, caracteristică nouă oamenilor. Suntem condiționați, omenește vorbind, pentru că pot fi situații pe care nu le putem depăși singuri. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Avem nevoie de acel licăr de inspirație care să te ajute să găsești o soluție salvatoare dintr-un context care ți se pare că n-are nicio cale de ieșire. Apostolii nu au realizat și nu și-au dat seama, pentru că urechile lor
auzeau mai bine freamătul, vâltoarea valurilor, decât să-L vadă pe Dumnezeu care este în inima acelei furtuni. Dumnezeu se comportă cu foarte multă noblețe, chiar și atunci când omul este obraznic, când omul ispitește, chiar și atunci când omul are nevoie de ajutorul Lui. De fapt, așa suntem noi oameni. Cu cât avem mai mare nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu, cu atât devenim pretențioși, prețioși, extrem de mofturoși. Cerem tot felul de lucruri. Ca să ne încredințăm noi, să primim o probă evidentă că Dumnezeu lucrează în viața noastră. Când de fapt ar trebui să ne concentrăm pe altceva. Să-L simțim pe Dumnezeu, că este întotdeauna cu noi pe valurile acestei vieți. Însăși viața noastră este corabia, dacă vreți, pe care noi călătorim în viața noastră, în viața aceasta. Sunt nenumărate furtunile care se abat asupra noastră, situațiile în care pur și simplu simțim că suntem înghițiți, suntem înnecați de problemele, de grijile vieții acesteia. Esențial este ca noi să avem acest exercițiu, această putere a credinței extraordinare, ca să-L vedem pe Dumnezeu în inima încercărilor, în inima tragediilor acestei lumi. Din păcate nu reușim să vedem această realitate, să-L vedem pe Dumnezeu. Cârtim, judecăm, Îl tragem la răspundere pe Dumnezeu, ne revoltăm și considerăm că ni se cuvine. Suntem îndreptățiți să ne comportăm în felul acesta. O asemenea atitudine sau reacție este similară cu a copilului care este într-o situație de pericol, nu-și dă seama, nu realizează că este pe buza unei prăpăstii sau este pe marginea unei ape și se poate înneca oricând. Dar el, când îl smulgi de acolo, începe să plângă, să dea din picioare, să se comporte mofturos, nervos, agitat față de tine ca părinte. Tu singur ești cel care pricep că îl salvezi din ghearele morții, dintr-un pericol iminent pe care el nu-l conștientizează copilul, dar devine mofturos și se supără. Și desigur te neliniștește și pe tine, îți transmite un sentiment de disconfort interior. Dar tu, ție, în capul tău, lucrurile sunt foarte clare. Îți salvezi copilul din chingile morții. Cred că undeva, sigur, la o altă măsură, mult mai înaltă, mult mai profundă, așa se comportă Dumnezeu și cu noi, cei care suntem copiii Lui. Suntem făpturile Lui. Vrea să ne salveze. Noi nu ne dăm seama și ne comportăm cu obrăzare, cu neobrăzare, ca și Petru. Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea puterea, capacitatea de a sfida legile fizice și să mergem pe mare. Dumnezeu are așa o noblețe deosebită, încât îl salvează pe om chiar și atunci când el manifestă necredință. Apostolul Petru se coboară din bărcuță și cât timp a avut privirea sa țintită înspre Hristos, a putut să meargă pe mare ca pe uscat. A sfidat legile fizice. În momentul în care valurile creșteau și îi năpădeau trupul și simțea că îi este pusă în pericol viața, el nu s-a mai uitat înspre Hristos. Era deja concentrat înspre zumzetul valurilor
Nu pe Hristos, cel care a dat puterea aceasta. L-a atras altceva, ca un magnet, valorile și grija și frica și starea de panică, că viața lui este pusă în pericol. Și momentul acela de panică groaznică, Petru rostește rugăciunea aceasta atât de scurtă: Doamne, scapă-mă, izbăvește-mă, fă ceva ca să nu fiu prins, să nu fiu înghițit de valul acesta pe care le văd că urcă cu atâta impetuozitate pe trupul meu. Și atunci Hristos îi spune: puțin, credinciosule. Atât, vedeți cât de delicat este Dumnezeu? Noi dacă am fi fost în locul lui Dumnezeu și am fi avut această putere și dădeam o șansă unui om să învieze, să-și depășească propria condiție umană, propriile sale limitări, dacă noi am fi avut o asemenea putere și celălalt s-ar fi comportat cu nesimțire și ar fi fost bădăran, câte i-am fi reproșat noi și câte noi am fi spus. Tot ce ne-ar fi venit la gură, i-am fi spus. Dumnezeu e atât de delicat, inclusiv cu cei care sunt necredincioși, pentru că El vrea să ne salveze, inclusiv din această necredință a fiecăruia dintre noi, din momentele de necredință. El vrea să ne salveze. Sigur că noi, cei care poate suntem angajați mai responsabili pe drumul credinței, îi judecăm pe cei care sunt într-o atitudine de ostilitate față de biserică. Îi judecăm și înțelegem foarte, foarte greu. Le înțelegem teoriile, argumentele lor, le înțelegem foarte greu. Atunci când ei vor să pună la îndoială adevărul de credință. Eu cred că Dumnezeu și față de ei se comportă cu noblețe, cu fermitate. Vedeți că Dumnezeu nu l-a lăsat fără să-i spună lui Petru starea în care se afla, fără să-i o dezvăluie. Nu l-a lăsat să creadă că nu ținea de el faptul de a putea merge pe mare. Dumnezeu îți dă puterea. Din momentul respectiv de tine depinde cum folosești această putere, acest har al lui Dumnezeu. Este exact așa cum frumos spunea cineva, că Dumnezeu ajută să crească strugurile, ajută să crească grâul, dar te lasă pe tine să faci vinul. Te lasă pe tine să faci pâinea sau toate produsele acestea de panificație. Pe tine te lasă. Nu poate face în locul tău și vinul. El îți dă și crește strugurile, crește grâul și tu, și ție nu-ți rămâne decât să te ocupi, să colaborezi și tu la ceea ce îți dă Dumnezeu. Cred că acesta este mesajul duminicii de astăzi, și anume că Dumnezeu este întotdeauna în inima tuturor tragediilor lumii acestea. Este în inima tuturor situațiilor acestora limită de neliniște. Totul este ca noi să-L auzim, să-L simțim. Să nu ne panicăm. Panica, să știți că este cea care anesteziază credința. Este cea care frânge aripile credinței. Din nefericire, sunt atâtea situațiile în care ne panicăm. De unde ne dăm seama că avem o înclinație naturală înspre panică, înspre neliniște? E suficient să-ți pierzi cheile de la mașină sau de la casă? Ca să nu mai vorbesc, Doamne ferește, e o tragedie imensă, poate mai mare decât faptul că Petru era pe mare,
Și îl înghițau valurile. Să-ți pierzi, Doamne ferește, telefonul. Ce tragedie! Și cum te comporți? Și ce atitudine? Și ce stare de nervozitate? Și intri într-o panică de parcă telefonul acela este legat umbilical de existența ta. Observați cum din situații de atât de mărunte ale vieții noastre noi ne panicăm. Când ar trebui să avem starea aceea de liniște, să facem un mic recurs în capul nostru, să rememorăm traseul unde am fost și să ne întrebăm locșorul pe unde am fi putut pierde obiectele de care avem atâta nevoie. Sigur, când lucrurile se complică în viața noastră, când vedem că este clintită însăși sănătatea noastră, suntem destabilizați, ne panicăm. Și este așa de greu să îl vezi pe Dumnezeu că lucrează inclusiv în starea aceea a ta de neliniște, de nesiguranță asupra propriei tale vieți. Este foarte greu. E una dintre cele mai mari probe pentru omul credincios. Să-L vadă pe Dumnezeu că lucrează mai intens și cu mai multă înțelepciune și delicatețe și noblețe atunci când suntem drămați, suntem năruiți din punct de vedere sufletește. Exact așa cum s-a întâmplat cu apostolii care erau pe această bărcuță. Viața noastră, să știți că așa este. Călătorim, vin furtunile, vin neliniștinile. Din păcate nu reușim să-L vedem pe Dumnezeu. Nici măcar nu spunem că este o nălucă. Nici măcar atâta. Nu vom spune că este o fantasmă, undeva în depărtare. Ceva este. Nici măcar atâta. Din păcate nu avem aceste simțuri duhovnicești ascuțite să-L simțim pe Dumnezeu în adâncul încercărilor noastre. Noi ne lamentăm și dăm din picioare ca și copii obraznici. Așa facem, toți. Începând cu noi, clerici, slujitorii biserici și terminând cu fiecare dintre dumneavoastră. Așa suntem. Dăm dovadă de multe ori de infantilism în ceea ce privește credința. E suficient să te deranjeze cu o vorbuliță un om. O vorbă ne la locul ei. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! E suficient atât să-ți spună ceva. Atât de sensibil suntem și ne supărăm atât de tare. Nu putem să gestionăm momentul acela delicat. Și prin neliniștea noastră, prin panica pe care o declanșăm, nu facem altceva decât să amplificăm starea de dezintegrare sufletească. Ne deșirăm, noi înșine. Noi înșine amplificăm starea aceasta de deșirare sufletească. Și după aceea zici, Doamne, dar nu mai pot, n-am nicio putere, resursele mele. Sunt vlăguit în adâncul ființei mele. De ce mă simt în felul acesta? Sunt pironit locului, nu mai pot face nimic, n-am nicio motivație. Păi tu ești, dragul meu, cel care amplifici starea aceasta. Pentru că s-a început de la ceva minimal, un cuvânt aruncat de cineva din negrijă și din imaturitate duhovnicească și tu l-ai luat în inima ta, l-ai amplificat și ai dat o amploare similară cu starea lui Petru care era pe mare și vedea, simțea cum valurile urcă dinspre picioare înspre capul lui, punându-i în pericol viața. Este foarte greu. De aceea pericopa aceasta evanghelică ar trebui să medităm foarte mult la ea, foarte mult să medităm la ea. Gândiți-vă că apostolii au văzut că Hristos a înmulțit pâinile. Au fost martori unei minuni. O aveau proaspătă în mintea lor, în sufletul lor. Nu s-a petrecut cu 100 de ani în urmă minunea aceasta a mulțirii pâinilor, ci în aceeași zi.
Au văzut puterea lui Hristos, cum din 5 pâini și 2 pești a hrănit o mulțime de oameni. O mulțime de oameni. Cum ei nu puteau să înțeleagă că Hristos îi poate salva și din pericolul acela în care erau puși pe mare? Oare de ce? Pentru că așa suntem noi oameni. Uităm de lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, venim la biserică, ne rugăm, ne simțim foarte liniștiți, exact ca acum în curtea acestei catedrale, și după ce am plecat din curtea aceasta, începem să ne comportăm de ca și cum n-am trăit nicio minune a lui Dumnezeu, nicio lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră, în sufletul nostru, nimic. Mergem în casa noastră, în familiile noastre și ne comportăm într-un fel atât de contrastant, atât de inadecvat față de starea pe care ar trebui să o avem după liturghie, după rugăciune. Și devenim sensibili cu soția noastră, cu soțul nostru, cu proprii noștri copii, deși am auzit la liturghie, vorbindu-se despre răbdare, despre smerenie. Dar nu ne interesează. Atât zicem, a vorbit extraordinar, părintele, super, Doamne, așa predică, n-am auzit în viața mea. Este minunat ce a spus omul acesta. Și rămânem cu asta, dar nu ne încântă cu nimica, că noi nu schimbăm ceva din viața noastră. Vedeți că înșiși apostolii au trăit stările acestea, cei care l-au văzut în carne și oase, pe Dumnezeu omul, pe Iisus Hristos. Ei înșiși trăiau această, dacă vreți, aceste fluctuații ale credinței. Nu aveau o stare, să spunem, de verticalitate, o stare de linearitate în credința. În credința lor erau foarte fluctuanți și ei, așa cum suntem și noi. Domnul să ne ajute pe fiecare în parte și iertați-mă că m-am lungit puțin, să ne ajute Domnul să-L simțim pe Dumnezeu în inima tuturor tuturor situațiilor acestora, limita vieții noastre, tuturor tragediilor care inevitabil pot surveni în peregrinarea noastră pământească. El este acolo cu noi, totdeauna, să știți. Și de-L vedem, și de nu-L vedem, și de-L simțim, și de nu-L simțim, și de ne revoltăm, și de ne nemulțumim. El este acolo, în inima tragediei, în inima suferinței omului, așa cum a fost pe cruce, pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Și a asumat suferința și tragedia omului. Dumnezeu nu este ca noi. El, dacă și-a asumat suferința omului pe cruce, tragedia omului, știe să o asume și în viața concretă, particulară, personală a fiecăruia. Nouă nu ne rămâne decât să-L vedem și să-I simțim lucrarea și prezența. Amin.